Duminică 25 august 2024, în jurul orei 13, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Roman au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Bulevardul Republicii din Municipiul Roman. În urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit faptul că, în timp ce un minor în vârstă de 17 ani din Roman conducea un motociclu pe Bulevardul Republicii, ar fi acroșat o femeie în vârstă de 74 de ani ce s-ar fi angajat în traversarea străzii prin loc nepermis. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea ambilor participanți la trafic care au fost transportați la o unitate medicală. În cauză, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Minorul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.